Salutare! Tocmai ce m-am întors din călătoria mea africană, în care am traversat 18.000 de kilometri din Cairo până în Cape Town, prin 10 țări. Mai departe, vă invit să urmăriți povestea călătoriei mele. De ce Africa? Pentru că Africa a fost visul meu din copilărie, dar și pentru că am dorit să demonstrez că ideea generală cum că acest continent este unul măcinat de boli, războaie și de sărăcie, este un lucru fals. Spre bucuria mea am avut dreptate și am descoperit o lume poate puțin mai corectă, mai prietenoasă și mai ospitalieră. Totul a început pe 20 octombrie 2016, când am luat un zbor cu destinația Cairo, Egipt, din Otopeni. Bicicleta m-a însoțit împachetată într-o cutie, iar în aeroportul internațional din Cairo am stat și mi-am reasamblat bicicleta. Cairo este un oraș puțin ciudat. După Revoluția Arabă, acesta este supus la niște măsuri de securitate suplimentare. O stație de metrou din centru este închisă și, de asemenea, toată piața Tahrir este înconjurată cu porți pe care autoritățile le pot închide și izola această zonă imediat. Eu nu am cunoscut probleme și am fost și am vizitat Muzeul de Egiptologie și piramidele de la Giza. Hello. Sunt la piramide, unde am năpustit pe mine toți cerșetorii. Deci cred aici că sunt aproximativ 3 sau 4 cerșetori la capul de turist. Și în cazul acesta vă dați seama că au venit toți peste mine. Am încercat să scap de ei metoda cu telefonul, metoda cu a nu-i băga în seamă, metoda cu nu vorbesc limba. La unii a mers, la alții nu. Am avut un cetățean s-a ținut după mine, cred că un kilometru cu cămila. Eu mergeam și el la 2 metri de mine. N-a devenit violent, că mi-a căzut ceva pe jos, a plecat și mi-a ridicat, dar eu totuși n-am vrut să merg cu cămila. Am mai fost și nu mi-a plăcut. Astea sunt piramidele și Sfinxul.
încă avem Luxor în față și sperăm să fie frumos, să pot să fac ceva poze, să nu mă bată nimeni la cap. See you inside. La templul Hatshepsut. Am avut ghid de data asta, așa că n-am mai fost hăituit de nimeni. Surrounding the whole temple. This is a big wall. It's mud brick, this one. In a mud brick wall. Yeah, it's surrounding the whole temple. Enemy, I hold the enemy from their hair like this. Beating. Them. And this is the only temple in Egypt you found the hieroglyphic very deep. Why they carve very deep so no one can destroy it? Look here, look here. They carve it very deep. Yes. Hello. Momentul de față sunt în Aswan și călătoria mea în Egipt se apropie de sfârșit. Urmează ca mâine la ora 5 să trec cu ferivotul către Sudan și de acolo va începe cu totul nouă aventură, pentru că am înțeles că oamenii în Sudan sunt cu totul diferiți față de cei din Egipt. Autoritățile din Egipt mi-au interzis să pedalez peste barajele din Aswan. Dacă eram motorizat, nu era niciun fel de problemă, însă ca biciclist, singura mea opțiune a fost să apelez la un localnic care să mă ducă cu mașina până în port. De altfel, problemele de securitate din Egipt le întâlneam la tot pasul. De foarte multe ori am avut o escortă militară sau mi-a fost efectiv interzis să intru în diferite zone care probabil erau considerate cu un risc suplimentar. Din fericire am ajuns cu bine până în port, de unde am luat un feribot către Sudan, către Wadi Halfa, dar despre Sudan vă voi povesti în viitorul episod.